Mărturisește el acolo, a putut avea acest frate care i-a întors. S-a întrebat, Doamne, cum e posibil ca să suferim atâta? Și probabil că s-a gândit că eu care sunt predat cu totul ție, să sufer atât de mult. Și a înțeles el atunci taina suferinței. Cunoscând, sigur, Sfânta Scriptură și mărturia, ai văzut seama, Sfântului Apostol Pavel. Și spune, printre altele, fratele Traian Dors, am înțeles că chiar dacă suntem în biserică, chiar dacă suntem în... ne silim să fim fără de păcat, deși eu fără de păcat pe pământ, dar totuși ne silim să trăim fără de păcat, totuși nu suntem totdeauna scurtiți de suferință. Și unii suferă mai mult decât alții. Unii sunt mai păcătoși și poate nu suferă atât cât suferă un om mai drept. Cum era el, fratele Traian Dors. Și zicea Traian Dors acolo. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, că noi, în biserică, formăm un organism viu. Noi suntem în biserică, organismul viu, trupul lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel, biserica este trupul lui Hristos. Noi toți suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Noi toți suntem mădulare ale trupului acestea tainic, mistic, care ne leagă prin credință, prin rugăciune, prin dragoste, noi formăm o unitate, noi formăm un organism viu. Și așa cum în organismul nostru sunt atâtea mădulare și toate au funcțiunea lor, rostul lor, și toate funcționează bine ca să fie trupul întreg, sănătos. Iar dacă un mădular este bolnav, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sigur că toate mădularele sunt bolnave, toate mădularele suferă. Și spune fratele Traian Dors, zice, se întâmplă că dacă un umăr e bolnav și nu poate să tragă o povară de el, celălalt umăr trebuie să tragă sau să poate și povara celălalt umăr. Dacă un rinic este bolnav, celălalt rinic trebuie să poartă funcțiunea și rinicului bolnav. Așa și în biserică. Dacă suntem păcătoși, cei sănătoși, cei sănătoși, cei mai drepți, cu mai puține păcate, trebuie să poarte suferința și păcatele celorlalți prin suferința lor. Și tot fratele Traian spunea mai departe, ce dacă unii nu se roagă nici ziua, nici noaptea, nici când, uite, alții trebuie să se roage și ziua și toată noaptea, dar unii nu postesc, trebuie să postească alții în locul lor. Deci, vedeți? Atunci când înțelegem taina aceasta a suferinței, că noi suntem solidari, că noi suntem păsturați și surori, suntem una în Hristos, atunci acceptăm mai degrabă suferința și zicem, Doamne, Tu știi, le știi pe toate. Și Tu știi că chiar dacă eu sufer și mintea mea păcătoasă și ispitită de cel rău îmi spune că mă îndeamnă să jute, să critică, de ce sufer? Foarte multă lume spune, dar de ce sufer eu atâta? Uite, alții sunt mai păcătoși ca mine, ca aceea nu sufer. Și eu sufer. De ce n-am succes în viață? Eu care mă rog, care mă duc la biserică și alții care nu se duc la biserică, nu se roagă, mă postesc, au mai mult succes în viață. Și nu înțelegem lucrul acesta. Nu înțelegem pentru că nu avem o înțelegere duhovnicească. Noi suferim și pentru cei care nu se duc la biserică, sunt păcătoși și așa Dumnezeu pune sarcini pe umerii noștri a celor mai credincioși. Să dea Dumnezeu să fim toți mai credincioși, dar niciodată să nu judecăm pe nimeni. Aceasta a înțeles-o fratele Traian Dors. M-am bucurat foarte, foarte mult de lucrul acesta. Și aș vrea să vă pun la inimă faptul că în viața noastră, pe toate zilele, în ispitele noastre, în greutățile noastre, în tot ceea ce pătimim fiecare dintre noi, că viața aceasta este împreunată cu atâta suferință, cu atâtea necazuri, cu atâtea greutăți, cu atâtea suspine, să nu ne pierdem, dragii mei, niciodată curajul și nădejdea în ajutorul și mila lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, lui Hristos, că în fiecare zi, necazul nostru, pătimirea noastră, durerea noastră, să nu uităm
puterea rugăciunii, dragii mei. Să știți că Dumnezeu le rezolvă pe toate atunci când noi îi spunem lui Dumnezeu, cădem în genunchi și îi spunem cu toată sinceritatea și cu toată umilința, durerea noastră, necazul nostru și îl chemăm în ajutor, în cele mai simple lucruri și în cele mai mari lucruri, în toate. În toate trebuie să-L chemăm mereu în ajutor pe Dumnezeu. Și să lăsăm să lucreze El așa cum știe El. Uneori Dumnezeu, dacă îl chemăm din toată inima, dacă strigăm din toată inima El, ne răspunde imediat la cerurile pe care avem, la durerea pe care ne ușurează, ne-o ia asupra Lui. Alte lucruri ne lasă Dumnezeu să suferim în continuare, dar ne dă mai mult curaj, ne dă mai multă putere să ne ducem crucea în toate zilele. Însă noi nu trebuie niciodată să ignorăm sau să uităm puterea rugăciunii și să ne rugăm. Să ne rugăm mult și mult în fiecare zi, mereu, pe stradă, la lucru, oriunde suntem, cu gândul și cu inima să ne înălțăm în rugăciune la Dumnezeu. Să-L chemăm pe Dumnezeu, deci, în ajutorul nostru. Și în tradiția noastră ortodoxă, pe lângă rugăciune, postul este așa de important și nu trebuie să-l ignorăm, frații mei, nu trebuie să-l uităm. Aseară, probabil seară, eram la comunitatea San Egidio și m-am pus în predic acolo pe textul acela unde Mântuitorul vindecase pe fiul lunatic al unui părinte care l-a dus pe fiul la ucenicii Domnului și aceștia n-au putut să scoată pe demon de fiul său. Și apoi l-a dus la Mântuitorul și Mântuitorul a aruncat pe diavol, iar ucenicilor le-a spus: pentru puținea voastră credință n-ați putut să aruncați pe demon din copil. Și a mai adăugat Mântuitorul: acest neam de demon nu iese decât cu rugăciune și cu post. Auziți? Post, rugăciunea trebuie însoțită mereu cu postul. Noi avem în rândurile noastră zilele de post de miercuri și vine de peste tot anul, postul de mar, și fiecare dintre noi trebuie să ne silim să postim cât putem mai mult, să unim rugăciunea cu postul. Când omul postește, își arată stăpânirea de sine. Nu e așa simplu cum zic unii, că nu-i păcat ce faci din gură, e păcat ce scoți din gură, e adevărat și lucrul acesta a spus Mântuitorul însuși. Dar atunci când postești, Mântuitorul a postit 40 de zile, 40 de nopți, n-a mâncat nimic, Mântuitorul a postit fără îndoială și marțea și joia, că aceasta era tradiția la evrei. Evreii posteau marțea și joia, de două ori pe săptămână, fariseul, care s-a dus în templu cu vame și ce a zis fariseul? Mulțumesc, Doamne, că postez de două ori pe săptămână. Și postul era la evrei să nu mânci nimic până seara. Ai văzut? Și creștinii au preluat postul de la evrei, numai că nu mai postim marța și vinerea și joia, ci au postit miercurea și vinerea, deci miercurea a fost vândut Mântuitorul și vinerea a fost răstignit Mântuitorul pe cruce. Și atunci miercurea și vinerea noi postim, ne înfrânăm de la mâncare și băutură și arătăm prin aceasta stăpânirea de noi înșine. Cine nu poate posti, ăla înseamnă că nu are stăpânire pe sine însăși. Dar nu poate să treacă dimineața peste micul dejun, pentru că el se duce la mâncare, că se duce animal. Animalul nu poți să-l oprești de la mâncare. Dar uite, eu ca om și ca și credincios, creștin, ortodox, în cazul nostru, uite, pun rânduială, disciplină în viața mea. Uite, fiindcă ieri, fiindcă vineri, nu mănânc nimic dimineața. Până la mea, sau până după masă, sau mănânc numai de post. Mâncare vegetală și așa mai departe. Și de aceasta, omul suferă puțin. Dar în același timp își exercită oarecum puterile sufletești și el devine tot mai tare sufletești. Și postul ajută rugăciunii ca să fie o rugăciune din inimă. De multe ori rugăciunea noastră este o rugăciune superficială, o rugăciune de la buzele sau numai cu mintea, o rațională, rece. De multe ori rugăciunea noastră nu ne angajează inima, pentru că nu e ușoră să te rogi din inimă. E ușor să te rogi cu buzele sau numai cu mintea. Dar să te rogi din inimă, trebuie să te rogi mult și trebuie să și postești mult. Mâncarea, băutura te îngrăuiază. Și nu îngăduie minții,
mintea care este o energie a inimii, auziți? Mintea noastră țâșnește de inimă. Deci ce zice Mântuitorul? Deci pentru ce se ridică din inimile voastre gânduri de desfrânare, de păcate? Totul pornește din inimă. Și mintea, atunci când se reculege, când stă la rugăciune, ea se oprește din împrăștierea ei lucrurile exterioare, văd într-o parte, da, dar mă gândesc la unele, la altele, și în mintea la rugăciune se concentrează la cuvintele rugăciunii, la cuvintele cântării, și atunci ea se coboară în